Bună dimineața, Mihnea! Ce faci, Mihnea? Bună dimineața! Alo, Cătălin. Vreau să vă fac cunoștință cu Mihnea. Fetelor, vă rog, da? Este un tânăr singur sau nu e singur? Așa, 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 nu așa, sunt așa, așa, da? Ia un loc, Mihnea, ai un cocktail. Haideți să te prezentăm așa telespectatorilor să te cunoască mai bine. Zi tu tot ce trebuie să zici ca să știe lumea tot ce trebuie de Mihnea. Da, păi aș putea spune că totul a început foarte simplu. M-am dus cu un demo la casa de discuri Media Services. Domnului Dan Popi i-a plăcut ce a auzit, sper. Și am semnat ulterior un contract și acum încerc și eu să mă descurc. Ai mai cântat înainte în vreo altă trupă? Ai mai făcut... Nu. Prima dată, nu? Prima dată. Sunt fresh, cum s-ar spune. Fresh. Știi ce se zice? Că ai foarte multe pile. Da, se poate zice. Bă, eu spun ce am auzit și ce se zice. Știi de ce? Pentru că în prima seară a festivalului Calatis, pe 8 august, era așa. Invitată să cânte. Formația Haikyuu, era invitat Pavel Stratan, Radu Ile, Hora. De Haikyuu ați auzit, nu? De Pavel Stratan, de Radu Ile. Bun, de Hora, cele trei fete care s-au despărțit, Diezora, mă rog, n-au făcut nicio mare brânză împreună, dar acum singure probabil o să ajungă pe culmile celebrității. Și scrie aici, Mihnea Marin. Exact. Îl cunoști bine pe Gabriel Cotaviță? Nu. Mă asigur? Nu, foarte sigur. Dar deci, cum ai ajuns eu zic, la... Eu zic că cum nu ai este... ajuns la Calatis? Ca să hai să o luăm, logic. Eu zic că nu este nimic rău ca din când în când să mai apare și nume noi. Corect, dar ieri, că... citeam iar la ziar că trupa Bambi n-a avut acces, că trupa NND n-a avut acces la acest festival. Bine, eu nu cunosc subtilitățile. Probabil că trupa Bambi sau trupa Accent au avut și pretenții financiare foarte mari. Știu eu, pot exista... Ai cântat la Calatis gratis? Nu. Ca să fie rima. Nu, n-am cântat la Calatis gratis, dar am văzut statul de plată pe cel mai puțin dintre toți invitații. Deci nu trebuie să te... Pentru tine important era să ajungi acolo, nu? Pentru mine important era să ajung acolo, nu. Știi că sunt foarte mulți artiști care ar fi dorit și ei să ajungă acolo chiar fără bani, dar n-au avut șansa ta. Știu. Hai, mă, cine uite, te ajută? Eu zic, deci, cine te ajută? Sincer, uite, ai spus că poate... Zici vine... că lucrează mama ta. Nu lucrează, deși e atent. Ai zis că poate vine Dan Popi. Vine vineri la Tomis Mall, okay. Cu voltaj, că îți dansează cald. Întreabă-l pe dânsul. Dacă eu am avut vreo relație, eu chiar am fost extrem de surprins. Eu la Media Service nu vreau să mă duc. Am zis, casă mare, cum să mă duc eu cu demo la Media Services? Vreau să zic că a doua zi m-au sunat. Nu-l cunosc nici pe domnul Dan Popi, căruia bineînțeles că îi sunt recunoscător acum, dar nu l-am cunoscut și nici pe nimeni. O să fi simțit Dan Popi un mare talent în tine și o fi zis să vezi câți bani scot cu Mihnea peste câțiva ani. Știu eu sper. Că așa i-a simțit și pe băieții de la Ozon. Da, sper să revină, pentru că e păcat. Da, Mihnea, de cât timp când ai mai cântat la festivaluri, ai luat premii? Nu, n-am luat premii, am mai cântat... Nu, n-am mai cântat la festivaluri, mi-au făcut cei de la Media Services un videoclip. Până acum am doar două piese, dintre care una foarte nouă, abia ieșit acum din studio, în limba engleză, pe care sper să o vă cânt astăzi. Hai mă să ne o cânti, o să vedem imediat, stai să luăm un telefon să vedem dacă ne zici. Mihnea, noi o să mai amânăm acum momentul de interpretare, pentru că au venit elefanții, trebuie să-i primim e exact așa greu. Cum se cuvine. Vă rog mult de tot, o să rog, mulțumim Spania, mulțumim, colegii mei credeau că telespectatoarea mai are ceva de spus, eu zic să mergem, haideți cu toții să-i primim pe elefanți așa cum trebuie! Într-o zi,
departe. N-am vrut să cred, dar mereu tu ai fost prea departe. Poate într-o zi ai să-mi spui ce n-ai spus niciodată. Poate într-o zi vei veni, vei veni. Ați văzut și primul videoclip semnat Mihnea, o să stăm puțin de vorbă cu Mihnea puțin mai încolo. O voce de domnișoară pe videoclip, chiar credeam când... Toată lumea zice chestia. Toată lumea, nu? Da, imediat le explicăm telespectatorilor cum stă treaba cu circul din muzică, o să ne și cânți, dar până atunci avem un moment, hitul verii, pentru că la Tonomatul de pe 2 încercăm să aflăm ce piesă hotărăsc telespectatorii Mihnea, că va fi hit, întrerupsesem discuția, da. Pentru că au venit elefanții. În vocea de pe prima piesă de pe videoclip, clar ziceai că ești o simplă, că ești o domnișoară. Da, o simplă, da, domnișoară, că ești, da, o domnișoară. Ai vocea foarte subțire. Da, multă lume a remarcat treaba asta și bănuiesc că e exact lucru care le-a suscitat interesul celor de la Media Services. Altfel sunt mulți care au... Am înțeles. Talent. Bun, tu zici că ai pătruns în muzică fără pile, fără cunoștințe, da, pe propriile tale picioare, da? Da. O să facem o demonstrație de live cu Mihnea, da? Am înțeles că vrei o piesă în limba engleză să ne cânti, da, acum. Da. Bun. Da, da. Haide, punem live pe ecran, iar Mihnea o să ne cânte, iar apoi dăm drumul la CD pentru playback-ul obișnuit. O să cânt acapela, că nu am negativul... Acapela, ce vrei tu, da? Vă rog, încurajați-l pe Mihnea, da? Piesa începe cam așa. Ia, stai să apară live pe ecran. Live-ul vine de la București, uite, a apărut. Mulțumim colegilor din Studioul 5 și ia să-i dăm drumul Mihnea. Ia. Every time... You just blow my mind. Every day you take my heart away. Without you I'm feeling oh so blue. I don't know just what to do. Stay tonight. There's nobody else, so turn out the light. Stay tonight. Cam. Dar nu faci niciun efort să ai vocea asta, nu? Adică e vocea ta, nu te strângi, da, de nimic, nu te apeși. Nu. Mă scuzați, vă rog mult. Vă rog mult, scuzați-mă. Haide, Mihnea, să dăm drumul la CD, ne cântă. Fetele de la Miss Plaja vor veni, îl vor înconjura, vor dansa cu el. Hai mă, fetelor, mă, să vă vadă lumea. Dăm drumul la CD, play la muzică, Mihnea. We'll be right back.
Mulțumesc mult! Mihnea a fost la noi în această dimineață. Îi mulțumim mult. Dacă vă place, intrați pe site, pe www.garsonieraluimaruta.ro și votați-l dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, de asemenea, trimiteți-vă părerile acolo. Mihnea, mulțumim mult de tot. Toate cele bune!